Bună dimineața, domnilor și domnilor, vă salut la o nouă rundă de dezbateri electorale. Și în această dimineață vă invităm să vă cunoașteți candidații la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în această duminică la 28 noiembrie. În această dimineață, în studioul nostru la dezbateri, sunt invitați candidații independenți, așa după cum dumneavoastră, stimați telespectatori, cunoașteți la emisiunile de dezbatere la NIT. Invitații sunt chemați în ordinea înregistrării la Comisia Electorală Centrală. Așadar, îi salut în studioul nostru pe candidații independenți. Domnul Oleg Bolotnikov, domnul Oleg Kazak, doamna Lenuța Burghilă Țaulean, și Burghilă Leonte, îmi cer scuze, și doamna Valentina Cușnir. Bună dimineața, doamnelor, domnilor, bine ați venit la NIT. Vreau să vă explic și regulile de dezbatere la compania NIT. Fiecare candidat în total are câte 10 minute. Aceste 10 minute sunt divizate în 9 și 1 minut. 9 minute avem de discuții și dezbateri libere în care veți răspunde la întrebările noastre. Vă puteți da și replici unul altuia dacă le veți avea, și 1 minut la final în care vă veți adresa telespectatorilor, alegătorilor dumneavoastră. Pentru început aș vrea să vă întreb, de ce? Care a fost motivația? De ce v-ați lansat în această campanie electorală? De ce vreți să ajungeți în Parlamentul Republicii Moldova? Domnul Bolotnikov. Bună dimineața! Luând în vedere că 20 de ani noi practic nu cunoaștem, cum să spun, nici Parlamentul, nici știm un lucru, că în țară avem obligațiuni. Drepturile noastre noi nu că nu le cunoaștem, noi le știm, dar în permanență ni se spune că ceva n-am înțeles, nu sunt mari juriști diferiți. Ca exemplu, agricultura nu poate fi protejată nici cum. Chiar și ultimii 3 ani de zile am bătut pe la ușile Parlamentului cu diferite întrebări delegate de societate, că sunt președinte la asociație. Am hotărât singur să hotărâm întrebările noastre. Asociația agricolă? Sunteți din domeniu? Asociația obștească. Eu mă ocup cu agricultura acum, nu cred în agricultură. Da. Deci dumneavoastră vreți să ajungeți în Parlament pentru a ajuta agricultorii. Agricultorii și pentru asocial vulnerabil, care, știți, omul să știe că este cineva de la care poate întreba. Ca exemplu, eu pentru cine am votat n-am putut niciodată întreba. Și nici la alegeri, și nici chiar și în sala asta, că nu că îmi pare rău și vreau să mă sfătuiesc cu partide, dar am întrebări, deoarece eu când v-am votat pentru dânsii, dar nu au făcut față. Da, am înțeles. Domnul Kazak? Observațiile mele asupra procesului de dezvoltare a țării în ultimii 20 de ani au arătat că noi, de la o țară bogată, o țară cu un potențial intelectual și uman puternic, vreau zic, tot mai are loc degradarea țării. Vreau zic. Noi, din producători agricoli, am fost mari producători agricoli, producători industriali, am ajuns să fim o piață de desfacere a produselor și alimentare și industriale care se produc după granițele Republicii Moldova. Lipsa unui program de dezvoltare a țării m-a făcut ca să mă implic în acest scrutin electoral și țelul meu este de a cere Parlamentului, viitorului Parlament, elaborarea unui plan strategic de dezvoltare social-economică a țării, care este un plan foarte strict necesar în condițiile unui sistem politic pluripartid. Acest program va permite ca viitoarele parlamente să se conducă de acest program, să-l implementeze, și obiectivul acestui program trebuie să fie aducerea Moldovei, ridicarea economică a Moldovei și dezvoltarea social-economică la nivelul țărilor dezvoltate ale Europei. Da, mulțumesc. Doamna Lenuța Burghilă. Bună dimineața tuturor. Vreau să zic că am acceptat și am decis venirea mea și înaintarea în calitate de candidat independent, nu din orgoliu, nu din capriciu, dar este o necesitate și aș vrea să mă exprim, fiindcă sunt om de artă, vreau să mă exprim prin versuri dorința mea de a veni și din ajutor poporului nostru, prin multe căi și gânduri diferite, pe spatele acestui bun popor,
mai mulți cu două fețe și fac un nume, dorind în tron chiar azi și în viitor. Zadarnic mai privim acest spectacol. De ani și ani stagnăm și îndurăm. Mereu ne tot promit o viață nouă, dar noi, naivi cu minți, tot așteptăm. Deci noi dorim să se schimbe ceva acum cât mai rapid. Lumea nu mai poate să mai rabde. Eu fiind un artist care întotdeauna mă aflu în sânul poporului, mai ales la țară, sunt multe neajunsuri. Da, s-a făcut ceva, nu se zice, nu neg faptul, s-a muncit poate, dar nu unde a ajuns. Nu s-a concentrat toată forța, toate ideile, toată lumea nu s-a unit așa cum ar fi trebuit să o facă, fiindcă, într-adevăr, am ajuns, a trecut atâția ani și am ajuns încă nicăieri, cum s-a zice, fiindcă din moment ce un cetățean are un salariu deci, jos, deci sub nivel, de ce? Fiindcă nu poate să-și acopere un coș de consum alimentar zilnic. Nu mai vorbim că un cetățean trebuie și el să se odihnească o dată în an, mai mult să călătorească și să aibă și de un bilet la un concert. Da, mulțumesc, doamna Valentina Cușnir. Stimați prieteni, bună dimineața! Vă salut pentru prima dată pe viu de la televiziunea NIT, s-a unit, cum îi ziceți, dumneavoastră. Dar ne cunoaștem și mă cunoașteți foarte bine, fiindcă eu am lucrat cu mulți, chiar foarte mulți dintre dumneavoastră. Niciodată nu v-am împărțit după diferite criterii, după limba pe care o vorbiți, după felul cum ați votat, niciodată nu v-am întrebat aceste lucruri și am vorbit cu dumneavoastră așa cum v-ați adresat la mine și m-am străduit să rezolv acele probleme care mi le-ați înaintat și din aceste motive mulți dintre dumneavoastră mi-au solicitat să candidez în actualul Parlament, fiindcă mi-ați simțit lipsa să candidez în viitorul Parlament, fiindcă mi-ați simțit lipsa în actualul Parlament. Îmi cunoașteți foarte bine activitatea în calitate de deputat în Parlamentul 2005-2009. Am lucrat cu multe categorii din dumneavoastră, fiindcă un deputat trebuie nu doar să facă legi bune, dar să contribuie la implementarea lor. Un alt motiv care m-a făcut să candidez este faptul că ne-au promis atât comuniștii cât și democrații că vor face lumină în evenimentele din aprilie 2009. Nu au făcut-o, eu sunt martor ocular. Vreau să vă spun că am fost printre acei tineri în acea zi. Ei nu au nimic comun cu cu provocatorii care au fost aduși de Voronin și clanul său. Ei au distrus clădirile Parlamentului și nici de cum acei tineri. Și eu voi aduce lumină în aceste cazuri. Și pentru aceasta am nevoie de mandatul dumneavoastră. Doamna Cușnir, dumneavoastră tocmai acum ați adus învinuire, ați spus că președintele, ex-președintele țării, domnul Voronin, a adus acei provocatori. Dumneavoastră aveți probe, pentru că atunci când vorbim trebuie să avem și probe. Tocmai în discursul dumneavoastră ați spus că nu există încă un rezultat al urmăririi penale pe acest subiect. Eu, de asta nu putem să ne lansăm eu niciodată, niciodată nu vorbesc fără probe. Faptul că eu și nu singură, dar cu deputatul Anatol Țăranu, în acea zi am urcat până la etajul 2 în clădirea Parlamentului și mai sus nu ni s-a permis să intrăm. Atunci pun foarte clar întrebarea, cine au fost acei care li s-a permis să urce mai sus decât cei care au fost invitați pentru acest lucru. Seara am fost în Parlament și nu era devastat. După asta, paza clădirii a fost preluată de detașamente speciale, iar după asta s-a întâmplat iarăși distrugeri în clădirea Parlamentului. Sunt foarte clare că acești oameni, am și înregistrări video și voi demonstra. Dar la această întrebare trebuie să vă răspundă Procuratura Generală, mai ales că spuneți că există probe în 14 luni, era timp ca să existe măcar un rezultat incipient la aceste urmări. Eu am zis de asta și vin în Parlament, fiindcă eu am insistat și Procuratura Generală a revenit la cererile mele din aprilie și cu o lună în urmă, acum a reluat examinarea cererilor mele, anume pe toate aceste întrebări. Da, care să așteptăm de acum rezultatele procuraturii. Dacă se poate o replică la această întrebare, într-adevăr e o întrebare foarte complicată, vă zic că n-a răspuns la această întrebare, n-au găsit vinovații nici autoritățile care erau la putere la momentul acela,
nici acestea, vreau zic, cu toate că și-au făcut față că le caută. Eu s-o cred că una din pricinile acestui dezastru a fost că a crescut o generație de tineret care n-a văzut crearea, n-a văzut construcție. Tineretul nostru ce a văzut? A văzut numai ferme distruse, a văzut uzine care sunt prefăcute în fabrici, dărâmate, demolate. Adică ei n-au văzut, cum îi spune pe rusești, sozidanie. Tineretul crearea. Nostru n-a văzut crearea unor obiective, construcții n-a văzut. A văzut numai distrugere. Noi învățăm tineretul ăsta. Tineretul se trage la carte, dar termină studiile, el n-are un loc de muncă. Și asta a fost o deznădejde a tineretului, o disperare în viitorul său. Asta e una din pricinile acestui dezastru care a avut loc la 7 aprilie 2009. Da, vă mulțumesc că din motivațiile pe care dumneavoastră le-ați prezentat au fost și propuneri destul de incitante, dar haideți să vorbim așa sincer, doar declarații nu sunt destule. Vreau să vă întreb ce aveți pe hârtie, ce propuneri concrete aveți atunci când veți ajunge în Parlament. Iată, domnul Cazac zice că dorește să elaboreze un plan de dezvoltare a țării. Vreau să vă întreb, aveți acel program deja de dezvoltare a țării pus pe hârtie? Aveți unele propuneri? Ați cooptat pe cineva în crearea acestui program? La fel pe domnul Bolotnikov, care spune că dorește să schimbe ceva în agricultură. Și în general, și pe doamne, pe toți candidații, vreau să vă întreb, cu ce proiecte, primele proiecte gata veniți în Parlament și le veți propune pentru discuții și apoi votarea lor? Domnul Bolotnikov. M-a întrebat de ceva proiecte gata. Un proiect gata trebuie să-l formeze, eu cred că cel puțin o comisie, două, și în afară de toate trebuie să treacă și prin ministerie, e, prin birocrația toată noastră care este. În afară de toate, v-aș spune mai clar și mai simplu, fără mari invenții. Și mare în proiect trebuiește ca de acordat, ca exemplu, fiecărui țăran câte 30 de litri de motorină pentru a prelucra terenurile. Mari invenții, mari legi, mari scrisuri, sau și trebuiește pentru aceea că măcar la 50% să oprească corupția și să ridice pensiile. Iarăși mare invenție trebuie. Noi avem atâtea legi, parlamentele noastre s-au făcut o fabrică de afaceri și legi, dar legi de care, eu nici nu știu, legi de buzunar. Eu nu văd în competența la un deputat în Parlament să vină cu legi gata făcute, deoarece să duc acolo să le formeze, să duc să execute. Bine, dar oricum trebuie găsite sursele de unde. Nu este chiar atât de ușor cum declarați dumneavoastră. Când merge vorba că să faci ceva și dacă nu vrei tare, spui că n-ai bani. Fix așa și la noi conducerile fac. Și cum au fost și cum sunt. Banii lor, cum? Banii sunt, uitându-mă în prejurul Chișinăului. Dumneavoastră că... vedeți, de exemplu, acei bani pentru, cum ați eu spus, văd 30 care de motorină se la hectar. Păi bine, eu nu ascultați. Eu de chiar... unde i-ați luat dumneavoastră? Poftim? De unde ați luat acei bani pentru acei 30 de litri de motorină? Iar și mai spun, că exemplu, uite, vă spun un exemplu, iar Tățărâi de satul Ghidighiș, dar de acum asta este un exemplu clar. Primarul satului Ghidighiș a fost promovat de mai multe partide, dar până la urmă este, cum zice, crâșuit de Partidul Comunist și de Liberal. Și el care se luptă în Parlament, a zis că nu știu pentru ce. La momentul de față, până la momentul de față, domnul Begleț, cred că câteva milioane de euro, frate. Păi dacă... Aveți, domnul Bogu, nu, stai, probe? Dumneavoastră aduceți... Păi sigur că avem probe, dar cine vrea să ocupe de dânsele? Le-ați prezentat organelor de urmărire penală? Procuratora Buiucan și judecătoria Buiucan este în buzunar la dânsul. Și orice... Dar stați o leacă, doamna judecător Moscalciuc, care de atâta că eu la o licitație am scris în ziar de licitații false, pe mine m-au, lișili prava uceastuvați la licitații. De atâta că eu am scris în ziar. Asta e drept constituțional. Și încă doamna Moscalciuc, nu destul că e o hotărâre ne-o dat, dar e tătă hotărâre, au citit-o de satul Trușeni, care Ghidighiciu-i pștideal. Și la urmă când îi spun că e Ghidighiciu, dar lasă și Ghidighiciu.
Și dumneavoastră vreți spune, noi avem probe că el fură. Și fură până la ziua de azi. Și avem probe și comuniștii și de acolo, și că domnul Ghimpu e colegul lui. Prezentați-le în organele de urmărire penală și să vedem rezultatul. Dar spuneți-ne o familie. Nu, stați-o lec, spuneți concret la cine să ne adresăm. Că noi deja toată judecătoria o cunoaștem. Și toți prietenii lui și procuratura. Și stați-o lec, la procuratura Buicani, numai la un procuror nimerește toate dosarele lui. Și doamna și e, nu știu ce face. Nu, e valșebniță, cred că. Bine, duceți-vă la conducerea de astăzi a țării, adresați-vă lor. Păi noi de când au fost comuniști și până la ziua de azi, noi numai ne adresăm. Înțelegeți că dumneavoastră întrebați probii. Noi ne ducem la Chertoac și îl întrebăm, băi, domn Chertoac, ne scuzați, dacă avem nevoie de un ajutor, el pentru autonomie locală nu pot face nici. Ghinic, am putut alege pe dânsul. Dar el nu poate face pentru oameni nimic. Da, domnul Bolotnicu, să revenim totuși la întrebarea mea, era concret, ce propunere aveți, cu ce proiecte veniți în Parlament? Deși motiv nu este concret de oprit așa criminali ca Bigleț, ca alții care sunt milionari, și de ridicat pensiile, sau de ridicat salarii, de veniturile. La noi, în magazine, 80-90% marfa de import se vinde, dar marfa agricolă. Nu produsă la noi. Țăranii stău, satele spuștii, oamenii se plecați pe școtare. Sincer vă spun, eu am fost pe școtare și n-am nic de invidiat. Da, acolo îi trăiesc frumos, dar numai nu pentru noi. Da, mulțumesc, domnul Cazac. Eu vin în Parlament cu o propunere concretă. Parlamentul trebuie să elaboreze un program de dezvoltare strategică, un program de dezvoltare social-economică pe un termen lung. Există asemenea strategie, strategia națională de dezvoltare în Republica Moldova. Acest plan eu nu l-am găsit prin analizând programele partidelor, adică n-am găsit acest punct. Anume la candidați. La partidele care participă în campanie. Chiar dacă el există, el trebuie concretizat și implementat și în fiecare an Parlamentul, Guvernul trebuie să-și dăie raportul pe marginea atingerii acestor obiective din acest program. Obiectivul acestui program trebuie să fie aducerea Moldovei la nivelul de dezvoltare a țărilor europene. Noi vrem în Europa. Noi trebuie să intrăm în Europa. Însă Europa pentru noi problemele este social-economice, n-a să le rezolvă. Fiecare țară din Europa își rezolvă problemele sale din interesele sale. Fiecare țară în Europa, cât de unită n-ar fi Europa, și rezolvă problemele sale. Fiecare țară, dacă vom implica țările în elaborarea acestui program, țările europene, dar ele o să rezolve problemele lor. Lor le trebuie piață de desfacere. Piața, liberalizarea pieței de consum. Atunci o să avem mai multă marfă, producătorii noștri au să fie defavorizați. Adică noi trebuie să protejăm. Noi trebuie să elaborăm această programă din interesele noastre, să vinim în Europa de acum pregătiți cu un anumit nivel de dezvoltare. Și dumneavoastră aveți această schiță măcar a programului? Această schiță, eu propun acest model de dezvoltare în baza tehnologiilor inovaționale. Noi avem un potențial uman foarte puternic. La noi, numărul de specialiști implicat în economie, specialiști cu studii superioare, e mai mare ca în Europa. Bun, trebuie, am înțeles, să folosim, să valorificăm forța de muncă din Republica Moldova calificată. Nu că nu îl folosim, noi îl împrăștiem. Cum am împrăștiat tot, noi împrăștiem și oamenii noștri harnici cu studii, împrăștiem în Europa, în Rusia, ei lucrează acolo pentru a ridica economia acestor țări, numai nu a țării noastre. Da, am înțeles. Doamna Burghilă? Eu vin pentru prima oară în calitate de candidat independent și desigur optez pentru ocrotirea și dezvoltarea patrimoniului spiritual, cultural din țara noastră. Optez pentru ca legile să fie revizuite și respectate în această țară. Optez pentru ca deputații care intră în Parlament să nu se închidă pentru 4 ani doar pentru a face legi, dar să mai iasă și în teritoriu, fiindcă oamenii
și-au dat votul de încredere și doresc să-i vadă mai des în teritoriu în timpul său dumnealor liber chiar, fiindcă eu 4 ani de zile am mers peste 700 și ceva de sate fără ca să mă opresc și duminică și sâmbătă, adică mi-am dăruit acești ani poporului nostru pentru a-i susține moral, pentru a le spune o vorbă bună și desigur sunt pentru un mediu ambient curat. Vreau să zic că avem multe de făcut în planul acesta, ne dorim un aspect frumos, îmi doresc o imagine bună a acestei țări, promovare prin cultură, artă, a imaginii țării. Desigur, îmi doresc o strategie în domeniul turismului, o șansă de egalitate care și-o dorește fiecare și contribuirea la ridicarea salariului, mai ales celor din sfera bugetară. Voi susține ideile bune, indiferent din care parte vor veni și de la cine. Fiindcă eu întotdeauna am optat pentru armonie și pentru înțelegere în această țară și voi susține mai departe și mă voi implica, fără zi de odihnă, doar să văd că pas cu pas această țară se dezvoltă zi cu zi și ajunge să supraviețuim, cred eu că e timpul să trăim cu adevărat. Sunt multe, multe de făcut, dar cred eu că cei care vor accede în Parlament, cred eu unele partide care sunt mai, mai populare, da, vreau să găsească un numitor comun și e timpul să lucreze și pentru popor. Doamna Burghilă, de la dorință până la propunerea concretă este mult. Toți ne dorim multe lucruri. Și, în primul rând, mi-aș dori să lucreze legea sponsorizării în această țară, care nu există. M-am avut și eu probleme, ciocnire, deci nu mai așteptăm dacă statul cumva obținem ceva sau nu am mai sunat niciodată bani acolo. În rest, sponsorii nu sponsorizează nici asociațiile non-guvernamentale care vin cu idei concrete și avem multe asociații care ar veni în ajutor acestei societăți, dar din lipsă de bani mai obțin câte un grant pe aici, pe acolo, care pot de după hotare și în rest, deci eu cred că trebuie această lege să lucreze ca și agenții economici, poate să nu dea o sumă considerabilă prin tot felul de impozite doar statului, dar să fie 5%, eu știu, din venit, să fie alocate acestor categorii de oameni care își doresc să facă ceva, dar fără bani totuși. Doamna Valentina Cușnir. Stimați prieteni, dintr-un punct de vedere îmi vine mai ușor să apară în fața dumneavoastră, fiindcă cunoașteți că am și pregătirea necesară și experiența și deja mi-ați verificat-o, fiindcă am activat în calitate de deputat. Pe de altă parte, dacă colegii mei vin pentru prima dată, eu deja trebuie și să-mi dau o dare de seamă în fața dumneavoastră și mă bucur că pot face această dare de seamă. Desigur că prima lege la care voi atrage cea mai mare atenție și am toată posibilitatea să o fac este bugetul de stat, care va pune bazele dezvoltării unui an întreg și trecerea în celălalt an. Al doilea punct la care trebuie și aș atrage cea mai mare atenție este descentralizarea puterii. Cât mai multă autonomie administrației publice locale. Ce se primește la noi astăzi? Ar fi cum dumneavoastră ați primit salariul și l-ați duce și l-ați da vecinului și ați îmblat și v-ați rugat, dă-mi te rog să-mi cumpăr o pâine, dă-mi te rog să-mi cumpăr o butelie de gaz. Iată, așa se primește și la noi în ziua de azi, că toate finanțele sunt concentrate la centru, iar administrația publică locală, acolo unde e nevoie mai mare să-și rezolve de una singură problemele, trebuie să îmble cu mâna întinsă permanent sus. Trebuie să... Corect. În primul rând, ei au autonomie și încă destul de largă și în afară de asta banii în buzunar se duc și nu se duc unde ați spus. Noi deja cu asta ne-am confruntat nu odată. Mulțumesc. Domnule Bolotnikov, eu vorbesc din punct de vedere al legii și ceea ce voi face eu. Ceea ce credeți dumneavoastră, asta e poziția dumneavoastră. Stimați alegători, e puțin ca o lege să fie bună și legea trebuie implementată. E foarte greu ajunge. Mulți dintre dumneavoastră nu cunosc
că printr-o lege sau printr-o modificare la lege pentru dumneavoastră s-au făcut careva facilități. Iată, vă aduc un exemplu foarte simplu. A fost pe perioada mea de mandat o modificare la legea cu privire la polițele de asigurare. A fost introdusă o categorie a mamelor cu 7 și mai mulți copii. Dar aceste mame nu au fost anunțate, n-au știut despre asta. Eu le-am scris la toate cele 307 mame cu 7 copii, despre care am obținut foarte greu numele și adresele lor, fiindcă nu se știa, și le-am anunțat despre acest fapt. Doar 4 mame din 307 au aflat despre această facilitate. O altă categorie cu care am lucrat foarte mult a fost victimele regimului comunist, cărora trebuia să li se întoarcă averea, și ei tot nu știau despre această lege. Li s-a pus un termen și am lucrat anume cu primarii pentru a identifica acele persoane și urmașilor și pentru a le aduce la cunoștință ce trebuie să facă. Am depistat foarte multe lacune, am și atacat această lege la Curtea Constituțională. Iată, sunt câteva din activitățile mele în calitate de deputat și cred că dumneavoastră le apreciați pozitiv. Stimați, da, doamna Burghilă. Vreau să adaug, îmi doresc foarte mult ca în capitală să se construiască, și am și proiect, un centru mare internațional de cultură, unde vor fi ușile deschise tuturor din lume ca să vadă bogăția noastră spirituală. Aș vrea în acest centru mare, poate cel mai mare din lume, ca să dăm acces celor de la sat, fiindcă vă spun că și m-am bucurat de altfel că se mai păstrează acele colective, deci etnofolclorice, folclorice, coruri în sate. Lumea dorește să iasă și să iasă din satul său și să promoveze aceste valori. Vreau să obțin niște autobuse de curse lungi pentru acești doritori și să vină și în acest centru, să aducem această lume de la sat, măcar pe 3 zile la oraș, ca să îi ducem să se odihnească aici, să îi ducem prin sălile de teatru, să le mai arătăm ce se mai întâmplă în capitală. Așa e doleanța oamenilor care nu-și văd, din păcate, din lipsa de bani, nu-și văd capitala cu ani. Cel mai bine e să revigorăm viața culturală chiar în teritoriu. Eu am careva obiecții la programul de activitate al doamnei Cușnir. Văd că ea pledează pentru autonomie locală. Văd că ce fel de autonomie locală noi poți fi? Autonomie locală presupune și autonomie financiară. La noi toată economia sau partea majoritară a economiei e concentrată în orașul Chișinău. Dacă orașul Chișinău îi dăm autonomie, atunci văd că autoritățile locale sau localitățile, majoritatea localităților din Republica Moldova o să rămâie fără finanță, pentru că n-au să aibă impo, n-au întreprinderi care lucrează. Adică nu au surse de unde să-și asigure această autonomie financiară. Adică problema principală acum nu stă în autonomie. Problema principală e în dezvoltarea economiei pe tot teritoriul Republicii Moldova, în toate localitățile. Când fiecare localitate se dispună de a să-și ridice potențialul economic, și atunci va avea surse de completare a bugetului său, atunci noi am putea să vorbim că acest buget nu trebuie să fie dirijat din centru. Da, atunci vom vorbi de autonomie a tuturor localităților și autorităților locale. Dar problema principală acum stă în dezvoltarea economică, modernizarea agriculturii, renașterea agriculturii, renașterea industriei de prelucrare a produselor agricole. Să nu exportăm noi materie primă pentru țările învecinate. Cum, de exemplu, da, domnul Cazac, noi am înțeles, să o lăsăm pe doamna Cușnir, avea să vă dea o replică. Nota 2, domnule Cazac, exact ceea ce spuneți dumneavoastră, eu totul asta am vorbit și am și adus exemplu că să dai salariul la vecin și să te duci să cei. Eu nu știu ce ați găsit dumneavoastră. N-ați ascultat absolut deloc.
Da, stimați candidați la funcția de deputat, vreau să vă întreb puțin și din politica externă pe care dumneavoastră o veți susține sau o veți promova în Parlamentul Republicii Moldova, care urmează, iată, să-l alegem în această duminică, pe data de 28 noiembrie. Astăzi auzim multe declarații, sunt chiar și candidați angajați în campanie electorală care spun că trebuie să ne unim cu România, alții spun că trebuie să ne alăturăm blocului Nord-Atlantic, adică NATO. Care este poziția dumneavoastră în acest subiect și în general în politica externă Republica Moldova trebuie să aleagă între Est și Vest? Domnul Bolotnikov. Vreau să vă spun din NATO. Ce înseamnă NATO? Asta este o alianță militară. Ca să hotărăști o unire cu NATO sau o aderare la NATO, trebuie întrebat întâi părinții. Ei vor copiii lor să lupte în vreo țară anumită? Ori nu vor? Părerea mea categoric nu. În afară de toate, noi nu putem alege nici într-o parte, nici în alta, noi trebuie să trăim bine cu toți vecinii și în afară de vecini să mai dezvoltăm alți parteneri. Noi nu suntem țara care avem așa capacitate sau potențial de care să dictăm noi ceva. Noi putem cere sau a dicta măcar ceva pentru economia noastră, dar numai nu în putere. Eu cred că Moldova trebuie să rămână pe loc și să dezvolte relațiile cu vecinii. Da, am înțeles, domnul Cazac. Vă zic, ce privește la blocul NATO, acesta e un bloc nord-atlantic militar, adică el puțin are atârnare de tendința noastră de a intra în Europa și în afară de asta, dacă noi am fi membri acestui bloc, noi înseamnă că noi trebuie să trecem de la armele rusești, care acum e dotată armata după cum observ eu, care mașini merg pe drum și ce văd după gardurile unităților militare, trebuie să trecem la armament american. Înseamnă că aici apar cheltuieli adăugătoare. Vreau să zic că americanii cu mare plăcere ne-au împinge nouă niște armament vechi, după cum văd eu, care au fost date pe avioanele cele. Merg niște mașini vechi care americanii trebuie să le dăie la ferul uzat. Vreau să zic că astea sunt cheltuieli fără niciun sens. În ce privește problema unirii, vreau zic, problema unirii, asta e speculația unor partide pe niște năzuinți a unei categorii de populație, tendința de unire cu România. Vreau zic, această problemă, cât n-ar străga cineva în piață acolo, că ne unim, sau chiar pe malul Prutului, această unire nu se va face, pentru că România are obligațiuni față de Uniunea Europeană și eu nu văd în România să înceapă a elabora legi care să le acorde cu legi care unirea e un mecanism foarte complicat. Da, domnul Cazac, mulțumesc. Vreau să vă amintesc că acele 9 minute de dezbateri libere pentru dumneavoastră au expirat. V-a mai rămas minutul de final în care vă veți adresa telespectatorilor noștri. Doamna Burghilă, părerea dumneavoastră. Eu optez pentru o armonizare internațională, pentru ca ușile acestei țări să fie deschise pentru cei care vin și doresc binele acestei țări din afară, adică prietenii noștri care pot să investească, să dea locuri de muncă, nu numai la oraș, dar și la sat, dar părerea mea e că noi întâi aici, acasă, să ne înțelegem unul cu altul, să purtăm un dialog între cei guvernanți care vin la putere după alegeri să discute mai des cu populația, să le vadă problema, să soluționeze la timp și aici la noi să înflorim și atunci ne vor respecta și cei de psihotare. Dar eu optez pentru proiecte, pentru un brand chiar a Moldovei, pentru o imagine. Deci în fiecare zi să lucrăm asupra promovării imaginii Republicii Moldova în lume. Avem puțină promovare și, din păcate, păreri nu din cele mai bune, fiindcă de moment ce 1 milion de oameni, sau știu, în jur de 1 milion îți plecați după hotare și muncesc majoritatea la negru, nu cred că ne face față lucrul acesta. De-aia trebuie noi care venim, să dorim să venim în fruntea țării, să contribuim și armonios și să mergem într-un pas înainte.
Și poziția dumneavoastră față de statutul de neutralitate al Republicii Moldova? Trebuie Moldova să adere la NATO sau nu? Eu am așa o vorbă, când ce văd, eu m-am născut în Republica Moldova, eu țin la acest popor, această țară și în continuare mă voi implica și voi veni în ajutor ca această țară să înflorească. Mulțumesc, doamna Valentina Cușner. Cât ține de oscilația est-vest. Noi avem o lege adoptată unanim în Parlamentul Republicii Moldova la 22 iulie 2005, prin care Parlamentul a ales vectorul spre Uniunea Europeană și legea trebuie îndeplinită și nu trebuie să vorbim mult. Dacă socotim că nu este bună, dar eu zic că este bună odată ce a fost votată unanim. Cât ține de întrebarea de unire cu România, care este folosită ca o sperietoare pentru o bună parte din dumneavoastră, estimați cetățeni. Unirea cu România nu se va face în Parlament. Unirea cu România poate fi doar prin referendum. Și nu ascultați cei care vă sperie cu această speculează pe această întrebare, dar eu cred poziția mea că malurile Prutului nu s-au despărțit niciodată. Ce ține de NATO, noi avem un plan de parteneriat cu NATO și NATO nu este doar o structură militară. Știți dumneavoastră câte stocuri de deșeuri și otrăvuri am avut noi pe teritoriul Republicii. NATO a fost acel care a venit cu proiectul și a evacuat aceste deșeuri de pe teritoriul nostru. NATO a fost acel care a sponsorizat dotarea claselor cu calculatoare în școli și multe alte lucruri. Nu pot vorbi mult aici. Ceea ce ține de statutul de neutralitate și aderare la NATO. Atâta timp cât armata rusă este aici la noi, noi nu putem zice sau vorbi despre statut de neutralitate. De ce ne opunem atât de vehement împotriva NATO, dar în același timp permitem ca armata rusă să se afle aici pe teritoriul nostru? Asta este o încălcare gravă a Constituției și a statutului de neutralitate și am aici declarația lui Voronin semnată cu câteva zile înainte de alegerile din 5 aprilie 2009 cu Medvedev și cu Smirnov pentru ca armata rusă să se afle pe veci aici, pe teritoriul țării noastre. Asta este o încălcare gravă a securității naționale pentru care Voronin trebuie tras la răspundere. Acolo mai erau niște condiții înlocuirea pacificatorilor cu misiune internațională, civilă, dacă nu greșesc. După rezolvarea conflictului, asta poate să dureze și să întindă și 20 de ani și după asta tocmai să fie transformat în pacificatori. Da, și pentru candidații cărora le-au mai rămas timp, în afară de domnul Cazac, nu mai are din acele 9 minute timp, vreau să vă întreb, tocmai în continuare acestei teme, cum vedeți dumneavoastră, ce soluție vedeți dumneavoastră pentru rezolvarea problemei totuși transnistrene și dacă e posibilă rezolvarea acestei probleme? Să începem de la doamna Cușnir, foarte pe scurt, mai aveți 30 de secunde. Am spus problema principală, atâta timp cât armata rusă se va afla pe teritoriul nostru, noi nu vom putea rezolva problema transnistreană. Cel mai bun pentru rezolvarea acestei situații este atunci când pe malul drept se va trăi mai bine decât pe malul stâng și atunci nimeni nu va putea împiedica ca noi să fim împreună. Pentru asta vreau să vin în Parlament, vă cer votul pentru a dezvolta economia la acel nivel ca să trăim aici mai bine și să fim atrăgători pentru malul stâng. Doamna Cușnir, mulțumesc. Doamna Burghilă, părerea dumneavoastră este așa cum propune doamna Cușnir, doar prin retragerea armatei se poate soluționa această problemă. Ori trebuie să mai ținem cont că au trecut atâția ani, deja a crescut o generație în partea stânga Nistrului care are cu totul alte păreri și trebuie să existe despre... Să implementăm acea încredere despre care vorbim noi astăzi între ambele maluri ale Nistrului. Mai aveam o idee și mai înainte când am implementat proiectul Caravela Culturii, că voi ajunge și prin Transnistria, poate prin spirit, prin cultura, artă am putea să ne apropiem mai aproape și poate că va veni un timp când vom fi iarăși împreună. Cred că e o greșeală a guvernanților de la începutul independenței acestui stat, de s-a întâmplat așa. Ne pare rău că am pierdut și băieți și în acest conflict, dar eu cred că în viitor vom fi totuși împreună. Da, mulțumesc. Domnul Bolotnikov?
Eu cred că problema transnistreană nu este de competența Moldovei, cât de tare e în avrie, până n-a să înțeleagă rușii cu americanii sau cu germanii. E nu este problema numai internă. Și problema armatei rusești, da, este o problemă, nu e normal că se află aici. Dar eu cred că noi avem probleme mult mai mari, ca exemplu economice și așa de corupție. Și în afară de toate, dumneavoastră ați spus că dacă nu am adresat-o la procuratură. Iar și dumneavoastră, îmi dați un judecător și un procuror care a putut să tragă la răspundere, nu numai pe primarul satului, că nu el e unicul vinovat, dar pe toți cei care l-au ajutat, astea vreo 40 de funcționari. De ranguri înalte. Păi de ce ați trecut până acum, domnule Bolotnicu? Păi dacă spuneți că sunteți, faceți parte dintr-o asociație obștească. La conferință de presă nu vine nimeni. Eu vreau să spun la lume că vă mulțumesc că am așa acces, dar la conferințele de presă nu vin. Nici ziariștii. Moldova 1 a fost odată, i-a dat comandă și o tăcut. Niciodată nu a fost. Deci, toate televiziunile motivează că asta nu este o problemă, cum s-ar spune, importantă, da, important socială. Păi, dar cum poate să nu fie, dacă un sat dintr-o mie fură aproape 4-5 milioane, dar poate 10 milioane, și când te uiți, asta nu e un buget, asta pe 10 ani e un buget. Și, dar lumea are pensie de 575, de 600 de lei, asta nu este de importanță. Domnul Bolotnicov, totuși acel judecător despre care vorbiți dumneavoastră, dacă chiar aveți acest unul, caz intentat, are superiori, există curtea de apel, există curtea supremă de justiție. Păi care superiori este ani de zile noi ne judecăm? Stați o secundă. Dumneavoastră ne spuneți de o gaură neagră, așa numită, știți? Acolo dacă intri în sistem adat, nu mai ai capăt. De exemplu, dumneavoastră, e foarte complicat. Dar v-ați adresat, asta vreau să înțeleg. Păi nu și acum ne adresăm, nu și acum alergăm. Concret? Dumneavoastră ne-ați dat 10 minute ca să mă întrebați familiile la toată corupția din Republica Moldova. Spuneți instituția doar. Nu, dar și la Buican, și la apel, la Ministerul Justiției, la Clima, de la... Nu, dumneavoastră cheltuiesc minutele. Vă spun sincer, la mulți, la tare mulți ne-am adresat. Dacă vă trebuie data viitoare, vă aduc listă și cu programul chiar schițat. Ca poate mai este vreun partid care va lua macro idei cât de mic în așa și va implementa. Acum, pe mine mă interesează mai mult în Parlament, dacă sincer vă spun, nu problema transnistreană, cât problema satului. Nu pot înțelege, deși Republica Moldova nu se stăruie să scutească majoritatea, cum nu chiar toate sate, că sunt sate destul de bogate, dar unele sate mai sărașe de tot felul de impozite. La urma urmei, tava pe lumină și pe gaz să nu aibă. Într-un cuvânt, se contribuie. La noi, la momentul de față, contribuția statului este numai prin scrierii de legi și prin alegeri, prin promisiuni. Știți, alegerile la noi s-au făcut o fabrică de staruri. Nu știu cine și mai de care să promită, dar nu se promită. În afară de toate, dumneavoastră corect ați întrebat, dar aveți vreun plan? Sigur că am, deoarece eu de 4 ani de zile în agricultură numai am pierderi mărg. Și credeți-mă că noi și cu agricultori ne-am întâlnit și deja știm de ce avem nevoie. Dar în Parlament nu este niciun om de genul de care să spună, băi, într-adevăr e greu. Acolo poate sunt niște pensionari, dar pensionarii și de toată viața în Parlament. El nu are dumereală și face omul de la Botanica sau de la Cimișlia sau din altă parte. Pe dânsul nici nu îl interesează lucrul ăsta. Pe dânsul nu interesează că marfa în magazin este numai de import, de export. Nu, din import, mă scuzați. Pe dânsul nu îl interesează că noi nu avem ce face, practic. Da, mulțumesc. Acum fiecare candidat va avea minutul de final către telespectatorii noștri. Acei candidați cărora le-au mai rămas câteva secunde, secundele respective se anexează la acest minut de final. Domnul Oleg Bolotnicov. Vezi că am răgușit puțin. Oameni buni, băi, stimați alegători, mă scuzați, și concetățeni, vreau să vă spun că suntem în niște alegeri foarte interesante, care, cum o guvernare până acum, așa și guvernarea asta, să stăruie să atragă, cum se spune, odghealul peste dânșii. Dacă să luăm în vedere că nu mai e independență, dar singur poporul nu este pus în condiții egale cu guvernarea, într-un cuvânt, nu guvernarea, cu funcționarii. Funcționarii la noi sunt niște ingeri, probabil, ceva care e ni de atins, până când nu se sfădesc între dânșii. Eu cred că ați analizat puțin cheltuielile făcute de partide, care ele sunt enorme. Și luând în vedere că cheltuielile sunt enorme, păi vin pentru și aș completa pierderile care le-au făcut în timpul campaniei electorale. Eu cred că trebuie să alegeți corect. Sunt totuși oameni care puteți să alegeți. Vă mulțumesc că am avut posibilitatea să mă adresez.
Vă mulțumim și noi, domnul Bolotnikov. Oleg Kazak. Stimați alegători, propunerea mea de a elabora un plan strategic de dezvoltare pe o durată lungă arată că activitatea unui candidat independent, unui deputat independent în Parlament, poate fi eficientă. Această propunere de acum este ținută de unele partide politice și de unii candidați independenți. Eu sunt Kazak Oleg, candidat independent pentru oameni liberi. Eu am cunoștințe și puteri pentru a munci în serviciul poporului. Eu respect poporul și voi respecta articolul 68 al Constituției, unde spune că deputatul se găsește în serviciul poporului. Votați casa! Împreună noi vom construi casa copiilor noștri. În activitatea mea de deputat, eu voi avea legătură directă cu voi, dragi alegători, și doleanțele voastre vor fi luate în considerație în activitatea mea. Mulțumesc, stimați telespectatori. Cel de-al treilea care trebuia să se adreseze dumneavoastră era candidatul independent Vitalie Țaulean, dar care a refuzat în ultimul moment participarea la dezbateri electorale, așa că doamna Elena Burghilă Leonte. Stimați cetățeni, eu vin în Parlament să fiu omul dumneavoastră de încredere, solul dumneavoastră, prin care vom ține o legătură de la inimă la inimă, de la suflet la suflet. Cei care vor fi alături de mine, vor fi alături de cei 3 milioane de oameni pe care i-am întâlnit pe parcursul a 4 ani, am fost alături de ei, fie spectatori, fie artiști amatori în scenă, fie cei telespectatori care au vizionat 150 de emisiuni de-a lungul acestui timp. Îmi doresc o viață prosperă, ajunge să supraviețuim, e timpul să trăim cu adevărat și doar prin cultură și artă vom fi, vom dăinui. Îndemn toată lumea pe data de 28 noiembrie să se gândească bine în familia dumnealor, la o masă rotundă, să pună pe cântar cine și ce a făcut, cine e apt să intre în Parlament și să facă o alegere corectă, să nu asculte brașoave și broșuri de prin drum. Deci o faceți în liber, vă gândiți și alegeți. Vreau să zic că dacă aș avea mai multe posibilități și mijloace, nu mi-aș face billboard-uri prin oraș cheltuind zadar banii, dar aș ajuta bătrânii, invalizii, aș merge în întâmpinarea tinerilor talente să-i promovez, etc. Fiți alături de mine. Doamna Valentina Cușnir. Stimați prieteni, v-ați săturat să tot auziți că suntem cei mai săraci. Eu zic că noi nu suntem săraci. Noi nu avem bani. Eu vă chem la aceste alegeri de duminică să nu mai votați comuniștii și să nu votați Partidul Democrat în frunte cu lupul, care este același comunist. El nu s-a schimbat deloc. Este nevoie de candidați independenți să-i votați dumneavoastră ca să fie deputați independenți, să nu depindă de șefii de partid și de clanuri. Eu vin către dumneavoastră cu sloganul „Apăr interesul tău în Parlament”. Vă chem să votați o femeie, o mamă, care va avea grijă atât de dumneavoastră, cât și de copiii dumneavoastră și părinții dumneavoastră. Mă găsiți la sfârșitul buletinului de vot, este foarte lung. Șansa va fi a dumneavoastră și a tuturor. Vă mulțumesc! Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și eu pentru participarea la dezbateri electorale la NIT. Vă doresc tuturor succes pe data de 28 noiembrie. Stimați telespectatori, ați urmărit dezbateri electorale la NIT. Vă aștept la ultima rundă de dezbateri, joi. O zi bună tuturor!